Salutare! Și bine ați revenit la un nou clip din Terariu. Pauză lungă. S-a terminat vacanța de vară. Începe și școala. Și începe și sezonul de toamnă la din Terariu. Ceea ce înseamnă că dacă încolo va trebui să renunțăm la ce afară și să mă concentrez la ce înăuntru. Cel puțin în perioada următoare. Și înăuntru avem un pic de treabă și pe aici. Va trebui să aduci, să fac și bazin pentru Redfoot, care va trebui să vină de afară, să intre înăuntru, pentru că a început să fie serile destul de răcuroase. În 3 zile o să plec de acasă, în Germania. N-am avut grijă de plante și s-au uscat. Cred că am pierdut ficusul ăsta? Nu, încă nu. Și parcă nici pe ăsta, dar așa se întâmplă când nu prea stai să te ocupi de ele. Da, cum spuneam, a venit toamna. O să începem să prestăm multe chestii până înăuntru și până una alta să vă arăt că am primit niște jucării noi. Nu, ăștia nu i-am primit, ăștia au eclozat. O să ne ocupăm imediat și de astea. Dar, înainte de toate, am primit furnici. Avem furnici. Cum focusez asta? Așa. Avem furnici. Avem aici o regină și cu... Acum sunt 9 lucrătoare de furnică. Bun, ceea ce trebuie să facem este să... Bun, l-am lăsat acolo, pe mașinuța mea, Dacia 1310 scara 1.8 pe care o construiesc. E, și am primit de la Fantastic Ants, o să vă las link-ul către pagina lui de Instagram în descriere, în cazul în care vreți. El face 3D, chestiile astea, formicariumul. Foarte simpatic, arată foarte bine. Mi-a explicat multe chestii despre el și că suprafața poroasă din spate de acolo ajută foarte tare furnicile să aibă aderență pe ele. Avem aici un cap de furnică și nasul ăsta, focusează, nasul ăsta e un burete care vine aici lateral și pe aici o să bag apă. Și mi-a zis că trebuie să bag cu seringa și am uitat să cumpăr seringă. Sper să mai am pe aici ceva seringi. Și să bag apă, dar mai întâi de toate va trebui să pun furnicile în ăsta și pentru asta am nevoie de trepied ca să vă și arăt ceea ce fac. Înainte să mă apuc de furnici, hai să vă arăt aici cum a evoluat toată jungla asta. Am scos Redfoot-urile afară, o să-l bag din nou înăuntru. Dar pe colțul ăsta am flori din acestea de bună dimineața. Se numesc, din câte am înțeles, care erau acolo pe gard, adică încă sunt pe gard destul de multe. Ceea ce am făcut eu asta primăvară a fost să rup tot ce era uscat pe gard, pentru că alea s-au uscat peste iarnă. Le-am rupt și am venit aici și le-am dat foc în grătar care e pe acolo pe spate. În fine, ideea e că venind încoace, probabil că au picat multe semințe pe aici pe jos și mi-a răsărit de tama buschetele de plantă din aceasta, care a crescut mult mai repede decât vița mea de vie, care e și ea ok, cel puțin parte din ea. Asta de aici din bazin n-a fost toma fericită, din păcate, nu știu de ce, dar aia de acolo s-a uscat complet. Așa, și cocotierul meu s-a cam uscat. Adică, în mod clar, ăsta se duce, doar că acolo jos avem un vrăj, cum ar veni. Acolo a dat un, o să iasă un pui nou, bănuiesc. Palmierul ăsta s-a uscat complet. Acolo îi văd că i-a dat încă o frunză. Ăsta merge așa și așa. Iuca, văd că i-a dat încă o panoramă de aia de plante pe care trebuie să o smut acolo. Și va trebui să mai pun apă aici și la țesplase, s-a evaporat foarte tare. Ultimele două zile nu prea am stat pe aici. Și magnoliul ăsta... Pare că vrea să trăiască câteodată, câteodată pare că trage să moară. Nu-mi dau seama exact ce plan are, dar văd niște frunze noi pe acolo. Astea vechile s-au uscat. Cred că abia acum s-a prins cum trebuie. Aici e foarte multă umbră, din păcate nu mai bate soarele deloc din cauza la boschetisul ăsta și va trebui să rup toate frunzele astea. O să mă ocup de el imediat ca să lasă măcar acum, după amiaza, să vină un pic de soare. Până acum ținea umbră foarte multă pentru că era căldură, ceea ce mă bucura, dar acum nu prea mai e ok pentru că e foarte multă umbră și nu mai este soare la ele. Buenos, hai să vedem aici cum lucrăm la treaba asta. Am nevoie de ceva.
Hai că mă descurc eu. Ideea e simplă. Sunt trei intrări în asta și una dintre ele este de hrănit. Asta e de hrănit aici. Practic, asta e ca un fel de șurub. Se poate întoarce. Și aici se deschide alveola asta. E închisă pe partea asta. Aici poți să bagi hrana. În momentul când ai băgat, o închizi. Practic o închizi și se deschide în partea cealaltă. Sper că se vede. Și acum practic furnicile dinăuntru au acces la hrană. Și aici sunt de legătură. Astea două. Una și a doua. Da, astea două. Deci una între ele va trebui să o închid. Se poate face și cu unghia. El a zis că mi-a trimis un bănuț. Probabil că l-am aruncat odată cu... odată cu asta, cu cutia în care a fost. Bun, deci am asta deschis aici și treaba funcționează destul de simplu. O să iau din probeta asta, o să scot în primul rând vata asta care acoperă treaba, bag plasticul ăsta și acum îl conectez aici. Și practic, în perioada, în zilele următoare, furnicile, mi-a spus domnul Fantastic Ants că nu o să fie chiar atât de dornici să iasă din neprobeta lor, pentru că o consideră ca un fel de casă, dar că în câteva zile, ușor, ușor, o să înceapă să plece din neprobeta, să meargă în formicariumul ăsta. Și ceea ce voi face, sau ceea ce pot face ca să le scot mai repede, este să pun o lumină LED pe tubul ăsta, o lumină care nu încălzește, ca ele cumva să fie forțate să iasă de aici, să intre în noua lor căsuță, după care o să o închid. O să le lăsăm așa și o să vedem ulterior cum evoluează toată nebunia. Sunt curios și eu, pentru că e ca o jucărie de copii, mult clar, drăcia asta. Și dacă vă plac furnicile, vă recomand. Asta e foarte mică, intră în buzunar. Exact cum a zis și el, poți să o iei cu tine, să pleci pe câmp și în cazul în care găsești o regină de furnică, să îi prinzi furnica, să o bagi înăuntru și să, practic, să pornești o colonie de la furnica asta. Sper ca la primăvară, cum a zis și el, să merg la el și să facem o filmare cu coloniile lui de furnici. Dar până atunci o să ne jucăm aici, în casă. S-a făcut târziu. N-am mai apucat să mai filmez aici. Am decopertat zona asta, arată mult mai clean. Doar că am avut un incident ieri. Am uitat să închid portița aici. Și acel câine, care a rupt și policarbonatul după poartă, a intrat aici. A distrus maxim. Norocul meu că răzfuturile erau ambele în casă. Dar mi-a ronțăit testoasa bănățea și au mort-o. Și practic graieca și graieca, două dueturi de graieca mai am în momentul de față. Așa, mi-a rupt de acolo vița de vie care era pe colțul ăla și cam atât. Nu am mai explicat altceva, dar suficient. Acum s-a dus în casă. A făcut suficient de mici. Bun, eu o să merg, mâine plec la Cluj. Ieși afară, tata. Hai, fugi afară. Fugi afară de aici. Fugi afară. Hai. Așa. Mâine o să plec la Cluj. Am golit terariile. Am ambalat aici animalele pentru mâine. Avem expoziție începând de vineri. Deci vineri 13 septembrie. Ca să nu vedeți clipul ăsta pentru de 3 săptămâni și după aia să mă întrebați: hei, dar când o să vii la Cluj? La Iulius Mall o să fim, animaluțele acolo, animaluțele aici pregătite de plecare, cutia asta e goală pentru testoasa alergător și după aia mai am de luat niște terarii de aici de sus pe care o să le bag direct în mașină cu tot cu animale pentru expo. Și în momentul ăsta trebuie neapărat să... Mă, ce urât să vedeți asta pe camera, parcă se vedea mai bine pe telefonul celălalt. Când nu e lumină, nu-mi place. Bun, acum trebuie să separ puii de Blood Python, pentru că dacă nu o fac în seara asta, am dat de dreacu, pentru că o să fiu lipsă de acasă până luni, astăzi e marți, 6 zile.
și nu vreau să-i mai țin. Vreau să-i separ, am pregătit cutiile, să mă o să spăl vasele de apă și după aia vi arăt. Am vaga impresie că am făcut o trăsnaie mare cu vasele de apă, 100%. Pam, pam. Vasele de apă sunt mult prea înalte, astea ce le-am luat eu. Oh, shit! Ceea ce înseamnă că va trebui să recuperez de aici vasele astea mici de apă, de sticlă, să le folosesc în cutiile astea. Doar că, din câte văd, am decât 3-4 vase de apă aici. Și cred că mai am vreo 2-3 pe aici. Ceea ce înseamnă că avem big problem. Big problem în seara asta. Big problem. Gata, am rezolvat. Am făcut 12 vase de apă, avem 12 cutii și 12 pui de Blood Python. Din păcate, ne șansa face să fie decât 2 albino și 10 normali. Dar eu sunt mulțumit și așa. Poate data asta rămân. I-am sexat pe ăștia, teoretic ar fi un mascul și o femeie de blood albino. Bineînțeles că în momentul ăsta, normalii sunt mult mai caramel față de adulți. Hai să mergem să vedem măsa, femeluța, în partea asta la altă. Aici este mai roșiatică față de pui. Bineînțeles, masculul e și mai roșu, e și mai frumos el, dar că e un pic mai greu accesul la el. Acum aștept să năpârlească fraierii, după ce vor năpârli, e padre, diferența destul de mare. După ce vor năpârli, vor primi de haleală, prima masă, și apoi după ce vor mânca de 4 ori mort, vor fi disponibile, așa că dacă sunteți interesați, vă aștept în privat să negociem. Nu-i așa? Nu-i așa? Vreau o casă nouă. Pichindelul. Parcă a mai crescut un pic de când a ajuns la mine. Și-o păr la broscuță. E foarte simpatic, îmi place maxim de el. Și cred că o să-l trec pe un exoterapă 30x30x45, pentru că e foarte, foarte frumos să stea într-un terariu plantat. Piticane. Bezmeticii. Au! Băi, te-ai pus în capul meu? Iutori, demenți. Două pe jos, acolo. Nu știu dacă încuibie ceva. Pentru că aparent să fac mai bine ouăle pe jos. Și avem aici un cetățean. Ia să vedem dacă reușim să-l scoatem fără scandal, pentru că m-au mai ciugurit ăștia pe mine de mână. Vădătă? Băi, cum ieșim de aici, mă, tata? A, stai că desfac. Desfac ușa ca cu totul. Ia stai. Pa! Hop! Haide! Haide! Mi l-a dus cineva zilele trecute și am zis că îl iau să se mărească gașca aici. Da, pipipiu. Ha, pipiriu. Pipiriu. A, gata. Îmi dau seama care e el, pentru că el are penele gri total și ăsta are alb pe pene. Puștii. S-a mărit gașca. Avem 4 acum. Bun, atât pentru clipul de astăzi. Le pun luștea mâncare și eu spre Germania. Ne auzim săptămâna viitoare, după ce o să mă întorc cu clipul cu ce am luat după acolo. Vă salut!